Da, bună seara! Bună! Auzi, da, dumneavoastră, sunteți domnul Valentin, da? Da. Eu sunt un băiat, un om din Vireagăna. Da. Și am vrut ca să luat niște un om numărul matare și eu... O secundă, o secundă. Maria, mi-a așteaptă alea că pe telefon vorbesc. Spuneți. I-am ascultat, mă, și... Întrebare la mine este o rugăminte, să ca să mă ta de un soviet ceva și să fac. Ia că la noi statul Bilavin e făcut din două state de construit, tipa, așa el e rămas. Este partea moldovenească, da. Rumăzieni sunt lumea înainte, și este partea rusească, Gilăvesc. Da. Samu s-a făcut, eu trăiesc chiar lângă oprire, nu de partea aici, pe trasă. S-a făcut cum s-a tras lunile prin trasa centrală, cum au hotărât aici consilierii ăștia și iată până la de lângă Holodini, când vine din partea despre Briceni, apoi unde scrie sat, când se începe satul Bilavin, apoi se începe și merge mai departe. Până la partea rusească, cât sunt grumăzările noastre, nu e un bec nicăieri, și nu când numai pe trasa centrală. Dar câte străzi sunt în partea moldovenească, nici un bec nu-i pus. Dar la partea rusească, apătă-i pus becuri, fie Tribalăsnesc, pus trasa centrală, ai pus, eu este două precise, știu. Dar păi acolo nu-i la dumneavoastră alimentarea, peste drum poți să vede de acolo și-au hotărât că să nu pui. Nu, aici eu l-am sunat pe idiotul ăsta de primar din sat, deja. Eu singur l-am contactat și l-am întrebat, de ce n-a ascultat, zic, cum s-o luat decizia asta, ca așa, ca așa. Ce dar el îmi spus, el nu mi-a răspuns cu niște maturi. El de și mi-a spus. Dar cum o să le mai repet o dată dacă trebuie. Nu trebuie. Eu, da, pe el iată și mi-a spus. Eu zic, de ce așa, zic, cum așa s-o hotărât? Dacă s-o hotărât, eu i-am spus așa lui, zic, de exemplu, dacă s-o hotărât, ui, ești un vec, ești un sâlc, ori ești doi sâlc, știi? Apoi, na, aici este început satul. Punem aici un vec, ești un sâlc, iar un vec, ești un sâlc, iar un vec. Dar este drum la noi în sat, este drum care sparte partea moldovenească de partea rusească. Aici e drumul ăsta mai sus de oprire, dacă știți, în Gireagă, să este un drum care merge pe lângă Țintirim. Și el este cum la biserică, de la biserică în partea dreaptă, tot merge. De la biserică în partea stângă în drumăzări. Și eu am sunat pe la Grachiuc, pe la aici, și nu pot, într-o seară, chiar acasă am sunat pe Grachiuc. Eu am spus să sun ieri la lucru, l-am sunat la lui. La de raionului, da? Da, în deplasare, nu știu unde este, că o zarază de sectar și mi-a spus să ne luat numărul mobil, o să mă contacteze, să nu mă contactat nimeni. Este să bat joc din rota, nici era să vreau să intrei la murire, de ce? Dar s-a pus, aha, satul, grumăzeanii nimic ca-i blăvețul. La Șibe, de exemplu, s-a pus 100 de becuri. La Șibe e 20, dacă o 80, la urmă. Dar Șibe, de exemplu, cum vă zic dumneavoastră? Simeon îmi spun mie. Simeon, da? Da, Dies, familie. Dies? Dies, Dies. Da. Dumneavoastră, doriți ca să publicăm asta, pur și simplu, pe locul să fie o reacție, numai decât? Dar cum nu doresc? Eu dar de ce vă contactez dumneavoastră? Să trăiesc în două dies, ia? Da, da, eu mă... Eu sunt om, am studii superioare, soție mea, tot ce-i dumneavoastră, familie, abdăr cum? Eu nu sunt om tâmpit, nu-s bolnav de cap, dar trăiesc aici, eu vreau ca sara, eu pot să merg din sat cu camera, să filmez singur, eu am cameră, și mă pot să filmez, ce că vori la cineva, veniți mă ta vină la mine, eu vă plătesc, de exemplu, benzină și trebuie, eu pun din partea mea, să vreau să vedeți singur cu ochii mă tare. Da, înțeles. E asta e discriminare, energie. Ce înseamnă asta? El îi spune că asta, noi îți mai facem, nu știu, ce îi faci, când îi faci, dacă ori până s-a gătit proiectul, atunci, aha, s-a gătit, a plătesc cardă de acolo, dar nu azi, îi spune nici noi îl facem, până la anul nou, după anul nou, nu știu. Sunt niște vorbe că murdare s-a purtat, eu nu deprins așa, eu îmi trăiesc încă un an, ori doi, mama dracul, ori m-am pus cineva, ori mă răspânzuram, dacă am nici timpul. Dar nu pot să răbdă așa ceva, nici dreptate de asta. Drept eu la mine... că nu puteți să răbdați. Desigur, trebuie eu... să fim îndrăzniți. Eu la mine împrejur casă, am 7 feluri de iluminație. Și păreți, și de afară, și casa, și peste, de când vreau, că vreau alb, albastru, albastru, și mai departe, am viecul să-mi trebuie. Dar știi că șerși mă uit, de ce chiar așa?
Apoi este o zapravcă, s-o vă noi. La zapravcă, zapravcă are ea iluminație, înțelegeți cum? Asta nu e de primărie pusă. Asta e de zapravcă. Dar în afară de asta, chiar lângă la Vale din mine, un invalid trăiesc acolo, și tot lângă trasă, și el tot mi-a spus, zice, uite, deci nu zic cu ce, cum așa, 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 știi, cu lume vede, lume nu-i tăscioară, dar nu-mi trăzesc, știam în orice caz, lumea să vorbească, știi? E sigur, știam că e postară la bataie. Poftim? Chiar vă mulțumesc pentru sunet. Da, eu vă spun, eu... Cred că o să aude și o să fie reacție pe loc, momentană. Eu nu știu, dar eu de exemplu, chiar la mine, la poază, vă spun și în în drumul, eu trăiesc o doilea casă, trăiesc la trase, de la drum. Apoi au făcut mama, mi-au pus cu părinții mie, cu tata de mâini de asta, dar mama și tata mi-au făcut o cruce, răstignire de asta. Și una și alta, și pericios, că o să nu pus mai la bale, și nici, nicăieri nu văd un biec, bă, de, bă, nu știu ce că se scuță întâmplat. Dar la primar este luminația acasă. Eu nu știu, eu nu mă duc plădus, eu cu dânsul nu tare contactez, dar am spus mai mult, când ar fi o întrebare ceva, până în ani de zile am plătit cu tot anul 50 lei pentru, cum eu luau blagoustroistul, înțelegeți? Da, da. De la 50 lei fiecare om, merge, se duci și plătesc în alogurile. Gata, 50 lei blagoustroistul. Și tu am întrebat, ziceai, de unde merg banii? Ia cu musuri, nu știu ce, cârmuri. Nu mi-a mai lămurit mie nimic concret. Dar de la atâta narod, tot strânge, înțelegi mie de acum. De sigur, eu mă mir că 50 de lei mult au luat. 50 lei în tot anul. Amenajarea teritoriului, 15 lei. 50 lei în tot anul de la noi lua blagoustroistul. Eu să grăiesc, eu răspund cuvintele mele. Înțelegi mă, da? Da, eu răspund de cuvintele mele, zborile mele. 50 de lei, eu zic că și o spravcă în primărie la noi de dușiei, tot e 50 de lei. Oho. Dar da, iată că trebuie un certificat. Auzi mă tare, domnul Valentin, iată că trebuie un certificat că am crescut curieț în grădină. Și vreau să să-l vând și mă opresc poliție pe drumul și mă întreabă, de unde l-am luat o dată, încheiem certificat din primărie. Vați în primărie, 50 de trebuie să dau ca să întreabă certificat. Eu știu că pe porți e cel mai scump, 15 lei, dar 50 n-am auzit. Dacă eu... Eu nu că... Și eu dăm o dată, eu și la mine, eu văd să așa ceva, că eu am un advocat cu care eu tot timpul mă consultez. Am advocat și dacă și n-am probleme, să procedez bine. Și îl sun pe dâns și îi spun, zic, iau ce m-a tazut. Eu mă duc și eu sprav din primărie, certificat și acolo. Și mie, trebuie să-mi dăie ce cornul. El zice că ce nu trebuie să vă dăie, dar trebuie să fie înregistrat, acolo că e cu nata, dar este ce lege, ce poți să nu dăie. Eu zic, pune numai să duci în magazin la noi, sunt atât ești în magazin care te duci, cumperi producții, și niciodată nu-ți dă cec, că ai cumpărat ceva, de un leu, ori de 10, ori de 100. Bine, puteți să ne numiți așa magazine, adică da. Acolo peste drum, acolo la Ulcior. Chiar, auziți, dată, chiar magazinul central din satul Bileazin. Chiar de-a mătat singur, opresc în satul Bileazin, în magazinul central. În vas. Da, aici unii este China. Și cu mine de drumul să barăzinez, magazin și al mai central magazin, care e productorul magazin. Am înțeles. Și acolo dacă ați intrat, niciodată n-ați adiat nici un cec. Asta eu vă asigur, nu 100, dar 1.000.000%. Niciodată. Poți să iei zbiei rachiu, poți să cumpere o plâne, ce ai cumpărat, niciodată. N-ați adiat nici un cec nici. Bine, vă mulțumim de sunet. De dacă aici e tare, la noi e tare mare mafie, eu nu știu cum ești. Eu îmi place tot, dar știi, când vine mine mă calcă, eu tot am studii superioare și n-am de lucru. Și nu vreau să lucrez în țara asta, să am studentat așa să rămân, că bom să pierd sub gard, dar mâna pe lucru n-am spun că să mai am zarpată. Eu sunt vorbit agronom, am lucrat, în viața mea sunt brigadier ca agronom, am 49 de ani. Dar când am văzut așa în dreptate, încă gine că mă feri Dumnezeu să nu l-am vărăt în pământ, ca care ești atunci, la o zasedanie, că am auzit ce s-au vrut capurile pe sudiesc, când am luat o taburet, când m-am învârtit pe acolo. Și am spus, zic, știu, om să mor, dar mai mult n-am treabă, cu colhozurile, cu tot așa, că și-am zis ieri, mi-am luat scoatele pe pământ și le-am dat în arendă la un băiat acolo. Vă spun, ia dar bine să-mi cumpărat o pâine, vă dă cec, din magazinul, anume din magazinul ăsta central. Pe mine m-a promos că și o să-i îndeie bonul, că noi am mai filmat acolo, dar poate pe altcineva o să trimitem să vedem. Bine, eu vă mulțumesc pentru sunet și... Dar pe mine asta mai tare, pe mine asta mai tare, mai deranjează chiar cu lumina asta. De ce așa discriminare să margă? Am înțeles. De ce? Bine, vă mulțumesc. Da. Mără bună.
Eu vă rog frumos cumva ca să-mi dați eu un rezultat cumva, dacă aș da, bine numai decât, vă contăpt. Da. Hai, mulțumesc frumos. Noaptea bună. Mulțumesc.